Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea de astăzi, interviul zilei. Invitat în studioul de emisie TV Sud este astăzi domnul Dănuț Lupulescu, este profesor de istorie. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Ne-a propus să vorbim, domnule Lupulescu, despre momentul 1989 și oamenii de atunci, despre dosarul Revoluției, dar și despre Revoluție în mentalul colectiv, să zic așa, pentru început. Tema alesă de dumneavoastră se încadrează acestor momente extrem de importante care s-au desfășurat cu 31 de ani în urmă și, așa cum spuneați dumneavoastră, dosarul Revoluției este încă nefinalizat. Da. Dacă dăm timpul puțin înapoi, Revoluția din decembrie 1989 se încadrează într-un context european prin care toate regimurile totalitare din Europa Centrală și Răsăriteană s-au prăbușit. Singura țară unde s-a refuzat realizarea trecerea la democrație printr-o modalitate pașnică a fost România. În noiembrie 1989, o parte a clasei politice românești, mi-aduc aminte copil fiind chiar bunicii mei spuneau lucrul acesta, s-așteptau ca Nicolae Ceaușescu, în cadrul Congresului al 14-lea, să facă un pas în spate. Din contră, între 20 și 24 noiembrie 1989, Ceaușescu și-a consolidat puterea și a fost reales în continuare secretar general al Partidului Comunist. Ori lucrul acesta a avut consecințe imediate. Eu consider că și o parte din istoricii români consideră că continuarea aceasta lui Ceaușescu în funcția de secretar general a atras o ripostă atât în plan intern, cât și o conjunctură internațională, pentru că la începutul lunii decembrie 1989, derulăm evenimentele înainte de ceea ce se întâmplă practic la Timișoara și București, cei doi mari oameni politici ai lumii care dirigeau planeta la momentul respectiv, președintele Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, și al Statelor Unite, George Bush, s-au întâlnit la Malta și în cadrul acelor discuții care încă au caracter secret, este supoziția faptului că la un moment dat s-a pecetuit și soarta lui Ceaușescu. Cert este că după această întâlnire de la Malta, la Moscova se desfășoară o întrunire a țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia, unde se pare Mihail Gorbaciov, dincolo de sinteza discuțiilor avute cu Bush, îi sugerează lui Nicolae Ceaușescu să facă un pas înapoi. Este această teorie a conspirației care în zilele lui decembrie 1989 ne pune în viziune prezența așa numitor ofițeri ruși, peste 5.000, care erau pregătiți să răstoarne regimul Ceaușescu în cazul în care nu asistam la o revoltă a maselor. Am înțeles. O întrebare banală, dar totuși nelămurită, zic eu. A fost sau nu a fost Revoluția în 1989 în România? Revoluția a fost din punct de vedere al faptului că acest concept înseamnă o schimbare totală a regimului politic de după, da? Și comparăm regimul totalitar cu regimul democratic. A fost o revoluție pentru că în același timp s-au schimbat mentalități, deși nu dintr-o dată. Din ce motive le știm cu toții, pentru că trecerea de la regim totalitar la democrație s-a făcut cu oamenii din aparatul 2 sau 3, din eșalonul 2 sau 3, din păcate, da? Nu a existat o lege, să spunem, a limitării accesului la puterea acestor reprezentanți. Iar, dintr-un alt punct al unor școli de istorie, pot fi considerate evenimentele din 1989 ca o lovitură de stat. De ce spun lucrul acesta? Pentru că cel care conducea armata, Vasile Milea, atât de controversat din faptul că s-a sinucis sau nu, a refuzat să execute în tocmai ordinele lui Nicolae Ceaușescu. Ori era șeful armatei și atunci, neexecutând în totalitate aceste ordine ale comandantului suprem al armatei, practic a încurajat Revoluția. De asemenea, și modul în care în 22 decembrie, după ora 9, când protestatarii au pătruns în sediul Comitetului Central al PCR, cei din anturajul lui Ceaușescu i-au sugerat dictatorului că este momentul să plece în altă clădire. Adică nu părăsim practic vasul, atunci comandantul nu părăsește vasul în momentul în care acesta este la un pas de a se scufunda. Și de aceea există aceste două concepte. Este cam de vreme să le fundamentăm și să stabilim care dintre ele este cel real. Dar cert este că evenimentele de după arată că ceea ce s-a întâmplat în 89 este vorba de o revoluție. Și nu lovitură de stat. Și nu lovitură de stat. Dar totuși am văzut și istorici care vorbesc
stat. Sunt istorici pentru că acum fiecare, în funcție de sursele pe care le-a luat și le-a valorificat, vine aici în discuție, de exemplu, cu Lavinia Betea, un foarte bun istoric arădean, vin cu Alex Stoienescu, care s-a ocupat de aceste dosare ale Revoluției, sau chiar cu domnul Cătianu, care fiecare dintre dumnealor aduc argumente în favoarea ideii unei lovituri de stat, tocmai prin prisma ceea ce v-am spus. Faptul că oamenii din anturajul lui Ceaușescu, fideli la un moment dat, au trecut de partea revoluționarilor sau noului regim. Domnule profesor, haideți să începem cu începutul. Când au izbucnit evenimentele din decembrie 1989 și unde? Și aici sunt păreri și păreri. 1989, Revoluția începe la Timișoara în 16 decembrie, în 15-16 decembrie, prin manifestări, dar să știți că au mai fost și încercări. La Brașov? Au fost încercări de a răsturna regimul comunist sau forme de protest. În 1977, în Valea Jiului, greva minerilor, 1982 Motru, da, pentru că avem această zonă, 87 Brașovul, în 87 avem Brașovul în noiembrie, dar avem și în februarie la Iași o acțiune de protest a studenților Centrului Universitar Moldovean. Este o încercare chiar în 15 noiembrie 1989, după finalul meciului România-Danemarca, când lumea a ieșit pe străzi, s-a bucurat, necalificasă la campionatul mondial după o pauză de 20 de ani, dar securitatea, se pare, avem documente în sensul acesta, a dispersat acei protestatari care puteau la un moment dat să ducă acțiunile de protest la un nivel mai mare. Acțiunea, spuneam că începe la Timișoara, este pregătită într-un fel sau altul de presa internațională. Pregătită? Pregătită în ce sens? Presa românească era una cenzurată, dar regimurile comuniste, oamenii din spatele blocului de fier, cortinei de fier, au fost încurajați permanent de Occident. Și mă refer aici la un canal de televizor, de radio, Vocea Europa Liberă, care alături de alte BBC, secția limba română, au prezentat în 1989, în luna decembrie, în 11 decembrie, de exemplu, au preluat o emisiune a televiziunii maghiare, în care pastorul Laszlo Tokes, și atât de popular în Timișoara, ar fi fost bruscat de securitate și se insista ca să-i se ridice dreptul de a profesa. După care, 16 decembrie este momentul în care acei enoriași se adună în jurul casei pastorului. Gândiți-vă că era pentru prima dată, după foarte mult timp, când securitatea a fost luată pe nepregătită, pentru că oamenii aceia au adresat lozinci la adresa regimului comunist. A fost luată o decizie care ne-a costat mult, e vorba de aceea de a trage în populație, e vorba de 43 de victime, cadavrele lor au fost transferate la Timișoara, dar gândiți-vă, în 16 decembrie când s-a tras în Timișoara, nu toți au fost uciși. Unii au reușit să plece, au dus acest mesaj acasă pe străzi și în 17 decembrie deja vorbim de o Timișoara în efervescență. Deci factorul declanșator a fost cumva legat de presa internațională? Este presa internațională care agită ceea ce se întâmplă prin activitatea și simpatia pe care o avea pastorul Laszlo Tokes și după aceea nu a fost decât un pas să se vadă mai mulți oameni la un loc. Pentru că, gândiți-vă, generația mea a crescut cu acel proces, acel sistem de raționalizare, nu doar alimentelor de bază. Da. Atunci ceea ce înseamnă raționalizare și... Dacă eu, ca și copil, simțeam aceste lipsuri, gândiți-vă cât de multă dorință de a schimba lucrurile era în rândul categoriei oamenilor maturi. România avea foarte multe supărări la vremea respectivă, dar mă gândesc că au fost cumva și ajutați să facă această revoluție. Nu știu. Există această idee pe care mai degrabă Nicolae Ceaușescu susține în timpul procesului, mă rog, simulacrului de procesul de la Târgoviște, aceea că forțe străine încearcă destabilizarea, dar eu rămân la părerea că există această revoltă populară care până la urmă ducea la schimbarea regimului Ceaușescu, ori mai devreme, ori mai târziu. În toată Europa răsăriteană a precizat, au picat aceste regimuri, nu puteam rămâne singuri. Totuși, de ce s-au revoltat, domnule profesor, românii atunci în decembrie 1989? Doar pentru faptul că nu mai găseam mâncare în magazine? Raționalizarea alimentelor de bază este un motiv, dar nu. Unul dintre ele este această omniprezență a securității. Teamă. Ți-era teamă să spui orice. Ți-era teamă să faci orice lucru. Nu erai liber. Nu aveai această libertate. De asemenea, este o revoltă inclusiv în interiorul structurilor înalte de conducere ale Partidului Comunist. Oameni care...
au jucat un rol în România înainte de 89 și care vedeau că nu puteau promova datorită acelui sistem de rotativ a cadrelor. Da. Există chiar discuții și dovezi în sensul acesta al unor încercări de a-l schimba pe Ceaușescu încă din 84, cu Nicolae Militaru, cel care după aceea, în decembrie 89, pe 22, devine ministru al apărării. Aceea sunt lucrurile care ne arată și o tentativă de lovitură de stat. Dar în 1984 deși nu s-a reușit pe moment acest proces istoric. Din punct de vedere istoric, atunci, în decembrie 1989, epoca Ceaușescu s-a încheiat? Atunci s-a încheiat? Epoca Ceaușescu ca regim politic, da, dar ca și atitudine, ca și mentalitate, nu. Uitați-vă că încă la 31 de ani de la Revoluția din decembrie 89, nivelul de încredere a românilor în ceea ce a însemnat regimul Ceaușescu este încă unul foarte ridicat. Asta arată că mentalitatea noastră încă este una specifică începutului de an 2000, anii Încă mai 90. sunt mulți susținători, așa Foarte este, aveți mulți. dreptate. Când o să ne schimbăm? Când o să mai fie acești susținători? Probabil generația copiilor noștri. Abia atunci. Probabil generația copiilor noștri, condiția e să renunțăm la nepotisme, să renunțăm la Oh. trăsături specifice. Deja Asta e prea este mult. condiția esențială. În niciun caz. Nu cred că Și se va dacă renunța prea întotdeauna curând. comparăm, dacă avem, ne merge rău, așa, situația economică, politică, socială, toate acestea convers pe ceva negativ, nivelul de încredere și de desconsiderare a regimului de astăzi este unul negativ și îl comparăm cu cel dinainte de 89. Până la urmă, totul ține de mentalitate? Doar de mentalitate? Mentalitate, educație și acum, stând să vedem la rece lucrurile, sistemul de educație, sistemul politic, ordinea, administrația erau perfect funcționale în sistemul dinainte de 1989. Ori breșa aceasta care s-a produs la începutul anilor 2000 a răsturnat o ierarhie a valorilor. Ea exista în regimul comunist. Adică nu poți să afirmi că regimul lui Ceaușescu nu a avut oameni bine pregătiți pentru că practic a creat un sistem economic de invidiat în lumea occidentală. A deschis pârghiile către Fondul Monetar, către Banca Mondială, către toate organismele, iar în planul politicii externe, gândiți-vă că Nicolae Ceaușescu a fost la un pas să ia Premiul Nobel pentru Pace. Asta La spune foarte mult. ce breșe vă referiți în anul 2000? Ce s-a întâmplat? Adică? Mă gândesc la, nu, la anii 2000 în general, A, adică s-a am schimbat înțeles. puțin în mentalitate, foarte puțin. Pe Ceaușescu l-a dărâmat, de fapt, clasa muncitoare, nu Propriul sistem, intelectualii. nu Aceia, oamenii intelectualii. simpli, au avut curajul să iasă în stradă, să-și strige nemulțumirile, să protesteze. Da, Intelectualii nu și prea. cred că au fost mai multe greșeli consecutive în decembrie 1989. Prima a fost aceea din 17 decembrie, prin care, în cadrul Comitetului Executiv, a decis să permită armatei să tragă în demonstrații de la Timișoara. A doua greșeală a plecat în vizită în Iran, lăsând țara pe mâna Elenei Ceaușescu și oamenii din conducerea țării nu au avut curajul să-i spună Elenei Ceaușescu ce se întâmplă cu adevărat la Timișoara. Chiar discursul lui Ceaușescu din 20 decembrie, când se întoarce din Iran, e unul al faptului care ne arată că este o lipsă de informare. Îi cataloghează pe cei câțiva zeci de tineri de la Timișoara ca huligan. Nu mai erau zeci de tineri din 20 Nu noiembrie, mai erau în niciun 20 caz. decembrie. Nu. Da? A treia greșeală, pentru că vorbim cine l-a răsturnat, a treia greșeală, decizia primarului Capitalei, Petrescu, de a organiza un miting de susținere. Eram într-o plină criză politică în 21 decembrie. Dar Ceaușescu și-a adus aminte că în august 1968, când rușii au invadat Cehoslovacia, el și-a consolidat acel regim ținând un discurs prin care, cred că, spun sociologii și istoricii, este singura dată când românii l-au aplaudat din suflet. Condamna Uniunea Sovietică, intervenția. El, pe principiul acesta, în 21 decembrie, a organizat mitingul de susținere. Mitingul acela s-a întors împotriva sa. Este și o complicitate a televiziunii române, pot să spun. Sau pur și simplu au fost luați prin surprindere. Despre ce complicitate Este vorbiți? Cum vorba de adică? momentul în care el ține celebrul discurs de la balcon și oamenii încep să-l huiduie. Nu s-a întrerupt imediat această transmisiune în direct, cum era normal pentru regimul respectiv. Au mai fost lăsate câteva minute camerele pe manifestanți. A fost suficient ca mesajul acesta de revoltă de la București să Să fie fie transmis în transmis toată în țara. întreaga țară. Și de aici au început. Și de aici au început toate celelalte. Probabil au fost luați prin surprindere. Da, pot să fie. Cameramanii au văzut foarte mult, m-a pasionat mult subiectul acesta a Revoluției, deci v-am spus, e devreme să tragem o concluzie.
În anii 90 și la începutul anilor 2000, Marius Stucă, chiar Dan Diaconescu, aduceau tot felul de reprezentanți ai luptelor acestor, ai revoluției în platouri. Și am văzut de la televiziunea română cameramanii care unii dintre dumneavoastră spuneau: domnule, nu am avut timp, nu am, noi nu am conștientizat, pentru că nu erau obișnuiți decât cu tipul Ah, acela da. clasic de clișeu, clișeu de filmat. Am înțeles. Vorbați de greșeli. Totuși sunt și foarte multe controverse în ceea ce privește Revoluția. Dacă tot spuneți că sunteți pasionată de subiectul acesta, ce controverse ați găsit dumneavoastră? Una din, cum să spunem, controverse în sensul în care lucrurile nu sunt foarte clare. Da. Decizia aceasta de a părăsi Bucureștiul, da, la 12 și 6 minute, elicopterul cu cuplul dictatorial pleacă din clădirea Comitetului Central, inițial la Snagov, după care de acolo urmau să meargă la Pitești. De ce la Pitești? Pentru că era o foarte bună bază antitero acolo, unde erau buncăre care puteau să gestioneze, clasa politică putea să gestioneze situația până trecea prin această criză. Ori în momentul în care s-a plecat de la Snagov spre Pitești, în localitatea Boteni, pilotul de avion, pilotul elicopterului, a transmis lui Ceaușescu că elicopterul se află în zona de radare și este posibil să fie atacat și lăsat la pământ. Ori o altă supoziție spusă de cei care au fost atunci, vorba de Tudor Costelnicu, care s-a aflat în elicopter cu Ceaușescu, spune că pilotul i-a transmis comandantului suprem că elicopterul nu mai are cherosen. Că nu se poate să nu aibă un elicopter al șefului statului, să nu aibă combustibilul necesar. Rămâne una dintre controversele pentru care, practic, Ceaușescu a coborât, a aterizat la Boteni și de aici știm cu toții ce s-a Da. întâmplat. A doua Ciudat, foarte ciudat, oricum. controversă, execuția lui. Mi-aduc aminte, student fiind la Universitatea din Târgoviște, mi-am făcut studiile acestea și dascălii mei din facultate ne-au adus în fața studenților pe cei care au fost în plutonul de execuție. E vorba de capitanul Ionel Boieru, de Cârlan și de Gheorghiu. Că mi-amintesc că erau foarte tineri dumnealor atunci, sunt din generația noastră, 40 și ceva de ani spre 50. Dumnealor ne-au spus, ne-au transmis faptul că misiunea respectivă, în cel mai mare secret, da? Când au ajuns la Târgoviște și au văzut pe Ceaușescu, li s-a spus ceea ce urmează. Nici nu începuse procesul. Adică ei urmau să execute, practic, cuplul dictatorial, fără să fie un proces foarte bine desfășurat. Da? Adică li s-a spus să tragă înainte ca procesul Nu, să fi început. nu. Adică după proces asta va fi misiunea lor. Deci asta va fi misiunea lor. Adică nu s-a luat în calcul o condamnare la executare, o închisoare pe viață. Da? Ideea era ca România să scape, mă rog, nu știu a cui Românie, oricum nu a mea și a majorității românilor și nu în ziua de Crăciun. Da? Să scape de Nicolae Ceaușescu. Ori în această unitate militară, istoria este atât de ciudată și de dureroasă în același timp, pentru că procesul acesta al lui Ceaușescu, care a durat de la 13:20, dacă țin minte exact, până la 14:40, adică o oră și 20 de minute, nici măcar nu puteai să aduci în față dovezile acele ale acuzării. Domnul procuror Voina, cel care a făcut rechizitoriu, da? Gorjean de-al nostru. Gorjean de-al nostru. Așa și l-am invitat acum câțiva ani de zile să vină să vorbească copiilor și a spus că dumnealui a transmis tot ceea ce știe la vremea respectivă. A făcut un rechizitoriu prin care erau doar acuzații. Nu i s-a permis lui Ceaușescu să se apere. Da? Acum cataloghează românii istorici, eu știu, oamenii de rând, de execuția lui Ceaușescu, Părerile sunt împărțite, pro părerile și sunt contra. împărțite. Spuneați la un moment dat că istoria este dureroasă. Vă referiți aici la faptul că cei doi au fost împușcați Nu, în ziua de mă Crăciun? refer Credeți că s-a la greșit aici? din punct de vedere moral, da. Din punct de vedere moral, da. Adică puteau să amâne execuția cu o zi, două, atâta timp cât despre existența lui Ceaușescu, unitatea militară de la Târgoviște, știa doar o mână de oameni. E vorba de generalul Victor Atanasie Stănculescu, de militarul care preluase conducerea armatei, de Ion Iliescu. N-am înțeles. Da? Adică se putea amâna o zi, două, dar
numărul de victime e clar că era altul. Nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, cred că două sau trei. Revoluția este doar un subiect secundar, așa am văzut în manualele de istorie din România. Spuneți-mi dumneavoastră, este Da, adevărat sau nu? din păcate, doar la clasa a 12-a se discută foarte puțin despre ce înseamnă Revoluția din decembrie 1989 și mai degrabă se discută perioada de după. Dar evenimentele în sine, asupra lor se acordă o atenție foarte scăzută. Da? Din ce motive? Iarăși, tocmai ceea ce spuneam, pentru că încă nu este un lucru clarificat în totalitate de istorici, opiniile nu sunt, dar mersul Revoluției, evenimentele în sine ar putea să fie aduse la cunoștința generației tinere. Mulțumim mult de tot pentru tot acest amănunte, sărbători fericite, tot ce vă doriți. Vă mulțumesc mult, sărbători fericite și un an 2021 plin de liniște și împlinire. Sărbători fericite, de multă sănătate. Domnul Dănuț Lupulescu, profesor de istorie, a fost invitatul nostru astăzi la interviul zilei. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumim pentru atenție.